Salutare, frate, și bine v-am găsit la un episod. Băi, frate, în acest episod noi vă face farse la telefon. Am revenit cu un nou videoclip farse la telefon pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult ultimul videoclip și am zis să fac unul prin octombrie, doar că am tot amânat, am zis că fac, că nu știu ce și am uitat până la urmă, dar uite că acum mi-am adus aminte și am revenit cu un nou videoclip farse la telefon 2. Dacă nu știți care este regula și sunteți noi pe acest canal sau ați uitat de la ultimul videoclip farse la telefon, vă reamintesc. Ei bine, JoyUsUp este o aplicație super șmecheră pe care o puteți folosi atunci când vreți să faceți farse la telefon într-un mod profesional și într-un mod credibil, să zic așa. Primul, descărcați aplicația, veți primi o glumă gratis. Veți găsi acolo mai multe tipuri de glume, mai mulți roboți care au fost, mă rog, înregistrări. Veți avea acolo gen amendă de viteză. Deci o super prietenă, mă rog, ați văzut probabil majoritatea în ultimul videoclip de-al meu cu farse la telefon. Și după care băgați numărul acolo, să vă ceară numărul persoanei. Așteptați câteva minute să sune, să vorbească cu persoana respectivă și după care, voilà, aveți gluma. Aceste vorbe fiind spuse, haideți să începem cu videoclipul. Atenție! Dacă se întâmplă cumva să vă treziți la ușă cu persoana respectivă și să rămâneți după vizita acesteia cu ușa spartă și cu o gaură în creștetul capului, nici eu și nici echipa JoyUsUp nu răspundem pentru potențialele plăți și trebuie să achitate în urma spitalizării. Vă mulțumim! Prima farsă am făcut-o profi de matematică din gimnaziu, din 5-8. Am băgat căștile pentru că se aude super nașpa când bag boxele, nu se aude foarte bine pe filmare și am zis să iau niște căști pe care le am în casă pentru că alea de la iPhone nu merg, pentru că nu au jack, au lightning sau ceva de genul. Nu știu dacă mă văd foarte bine. Stați puțin. Ia, ne vedem bine? Bun. Așa. Alo? Alo? Da? Bună ziua! Sunt de la policlinică pentru a vă chema pe lista de așteptare pentru colonoscopie. Ce prost se aud pentru că faceți parte din grupul de risc. De la care policlinică? De familie, da? Nu m-a anunțat nimeni nimic. Încă nu și-a dat seama. Se pare că... Bine, da. Nicio problemă. Aici o sunasem în oră, era în oră. Colonoscopia este o măsură pur preventivă, da? Și este practic un control. Așa. Ați făcut vreo colonoscopie vreodată? Nu. Aici a dat două eroare, adică crești. Dar bine, de la atunci cel mai bine, la următoarea programare, la medicul de familie, vorbiți despre asta și el vă va explica în detaliu. Dar, în principiu, știți în ce constă această analiză, da? Doamna, sunt la oră, nu pot să vă ascult prea mult. Deci analiza este foarte ușoară. Da. Dar această programare nu care durează mai mult de 10-15 minute, se introduce o cameră prin anus și când este scoasă se aude un zgomot cam așa. Ce dracu! Ce dracu! Este clar acum? Medicul de familie. Vă trec atunci pentru analiză, da? Medicul de familie trebuia să mă anunțe pe mine. La revedere. Wow, închisă telefonul. La revedere. Bă, fraților, deci farsa asta, cred că a fost cea mai tare farsă pe care am făcut-o până acum avere. Nu s-a prins, adică râsă și la final, pentru că scopul de a râde, scopul faptului că a râs la final e de a-ți da seama că e o glumă, dar nu și-a dat seama. Deci, acum avem a doua farsă unei alte persoane, nu știu dacă era vecinul meu sau ceva de genul, o glumă în care practic zice că ai primit o amendă de 5.000 de lei și 20 puncte de penalizare. Bun, haideți să-i dăm drumul. Avem casca aici, casca de... Nici nu știu ce e, o cască de torahatul, haide să-i dăm drumul. Alo? Alo? Bună ziua! Da? Bună ziua! Vă sunt de la departamentul juridic, de la compania de asigurări la care aveți asigurare pentru mașină. V-am sunat pentru că am observat că ați primit o amendă pentru exces de viteză pe numărul de înmatriculare al mașinii dumneavoastră. Începe ați primit bine. Cumva vreo, vreo scrisoare recomandată în acest care sens? Dintre mașină? Care dintre mașină? Despre ce mașină vorbiți? Alo? Mai sunteți pe fir? Nu se aude foarte bine. Da, sigur. Cred că s-a prins. Cred că asta este da, fail. Da, da, acum da. Ok. Poate că nu mai am eu adresa bună sau nu v-a ajuns încă scrisoarea. Dar vă explic imediat.
Este o amendă pentru exces de viteză, pentru că ați mers cu 70 de kilometri la oră, când limita era de 50 de kilometri la oră. Adică ați depășit limita cu 20 de kilometri pe oră și amenda este de 5.000 de ron plus 20 de puncte de penalizare. Știți cumva câte puncte v-au mai rămas? Nu știu și chiar mi se pare... Cred că s-a speriat de aici, puțea puțin așa arhățel așa. Un detaliu, în caz că este o greșeală. Era, mirosea puțin așa. Nu știu și chiar... Bă, nu știu ce să spun, adică dacă și-a dat seama sau dacă chiar a crezut că e pe bune treaba, pentru că am auzit că zisa, da, sigur, la un moment dat, dar atunci când zisă cu 5.000 de lei și 2 de puncte la penalizare, zisă, se sperie puțin așa... Dar mi se pare foarte ciudat așa și foarte arogant să spui că gen așa și așa și păi cum, adică spune omul la 20 de km, ai depășit cu 20 de km, așa și, adică de parcă nu ar fi, e totul normal, gen vezi că am omorât un om pe pe trecerea pietonă, așa și ce, nu știu ce ar fi spus dacă chiar ar fi fost pe bune, gen dacă să zicem că era, sunau de la poliție și să zicem că zicea, domne, v-am prins cu enopotaje în casă. Așa, și acest videoclip s-a cam terminat. Acestea două au fost farsele. Sper că v-au plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Și nu uitați să luați aplicația Jua sa, pentru că este o aplicație super șmecheră. Deci acesta este rezultatul al acelei aplicații. Acum, nu știu, vă las pe voi să considerați cum credeți voi. Până la viitoare, am fost Ducu. Salut!